Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Teorii Incredibile, vorbim despre conspirații care s-au dovedit în timp a fi adevărate. Există o nouă formă de cenzură de care nimeni nu vrea să vorbească, respectiv etichetarea de către fact-checking a jurnalismului care nu convine establishmentului ca fake news, iar a ipotezelor care merg împotriva curentului ca teorii conspiraționiste. Atunci când presa mainstream face gafe monumentale, nimeni nu suflă o vorbă, însă atunci când presa alternativă scapă o virgulă, ultimul progresist din ultimul sat va afla cu siguranță. Presei mainstream îi sunt iertate toate, titluri care nu au legătură cu articolul, atacuri la persoană, minciuni evidente despre adversarii politici sau chiar incitarea cetățenilor. Toți cei care nu rezonează la propaganda publicațiilor zise naționale sunt evident conspiraționiști care cred doar în teorii conspiraționiste. În ultimii circa 200 de ani, numeroase teorii etichetate de adversarilor ca fiind teorii conspiraționiste s-au dovedit în cele din urmă a fi adevărate. Autocenzura presei le-a îngropat, însă în continuare o să vă prezint câteva dintre cele mai puțin cunoscute teorii conspiraționiste adevărate. Înainte să vedem care sunt acestea, dovedite a fi adevărate, cum spuneam, să vorbim de ultimele două conspirații validate recent, care urmează să fie adăugate la această listă. Prima conspirație ar fi că alegerile nu contează, nu contează pe cine votăm, contează cine numără voturile. Alegerile nu sunt corecte. Lozinca lui Stalin, nu contează cine votează, contează cine numără voturile, încă se aplică. Ideea că votul nu este tocmai corect nu vine dintr-o țară africană sau sud-americană, ci din Statele Unite. În Statele Unite, jurnaliștii independenți, precum cei de la Project Veritas, au documentat situații de corupere a procesului electoral în alegerile din 2020. Unul din cazurile prezentate ducând chiar la arestarea unei femei. Alte cazuri semnalate au constat în oprirea procesului de numărătoare a votului în unele state în momentul în care Joe Biden era în avantaj, sau câteva situații în care reprezentanții Partidului Republican au fost dați afară din secțiile de votare în timpul procesului de numărare a votului. S-a considerat că fraudele nu au fost suficiente încât să răstoarne scorul alegerilor, dar simplul fapt că s-au comis fraude în bastionul democrației ne face să ne întrebăm ce încredere putem să avem în rezultatul alegerilor dintr-un stat izolat din Europa. O altă conspirație ar fi că președintele Statelor Unite nu conduce America. Aceasta a fost catalogată ca cea mai ridicolă dintre conspirații, dar totuși, ce poți să spui atunci când cel mai puternic om de pe planetă este interzis pe Twitter și suspendat pe Facebook? Singura concluzie logică este că cel mai puternic om de pe planetă este un rahat în ploaie în fața corporațiilor. Haideți să vedem în continuare acum care sunt conspirațiile care s-au dovedit a fi reale. Trăim într-o epocă în care, pe zi ce trece, cele mai negre teorii conspiraționiste se adeveresc sub ochii noștri. Certificatele de vaccin devin o realitate, iar chipul implantat sub piele nu mai este de mult o fantezie. Să vedem câteva fantezii absurde care s-au dovedit între timp adevărate. Teoria microbilor. Teoria că bolile se pot transmite de la o persoană la alta era cunoscută încă din antichitate. În Evul Mediu, o formă a teoriei microbilor este amintită de un scriitor arab numit Avicena, care o menționează în jurul anului 1000. În Europa Occidentală, teoria este prezentată de Girolamo Fracastoro în 1546. În Europa Occidentală, teoria este prezentată de Girolamo Fracastoro în 1546. Totuși, secole întregi a fost considerată o conspirație. Oamenii inteligenți nu puteau pricepe cum cineva poate să creadă în existența unor organisme care nu pot fi văzute cu ochiul liber. Din păcate, teoria microbilor avea să rămână echivalentul de astăzi al unei teorii conspiraționiste, în timp ce toți oamenii educați au crezut până în anul 1880 în teoria miasmei. Aceasta era o ipoteză pseudoștiințifică,
ce afirma că un miros, o duhoare emanată de cadavre și care călătorea prin aer la vremea de seară, cauza bolile. Ignaz Philipp Semmelweis, doctorul maghiar cu origini germane, care a trăit între anii 1818-1865 și care este considerat părintele spălatului pe mâini, a fost acuzat că și el ar crede în ridicola teorie a microbilor. Semmelweis a fost angajat la maternitatea Spitalului General din Viena în 1846. Aici observând rata destul de mare a decesului la bebeluși din cauza febrei, la scurt timp după naștere, rata de 10% a mortalității era atât de evidentă, încât mamele începuseră să nască acasă și declarau că au născut spontan. Doctorul Semmelweis a observat că la una din maternități, unde rata decesului la bebeluși era mai mare, aici cei care ajutau la naștere erau studenții la medicină care practicau și autopsii pe cadavre. La o altă maternitate, femeile nu erau ajutate să nască de studenți, ci de moașe, dar rata decesului era tot mai mare. Deoarece în acea perioadă teoria microbilor era ridiculizată, el a afirmat că studenții care făceau autopsii preluau pe mâini de la cadavre particule microscopice în descompunere cu care îmbolnăveau copiii. El a concluzionat că hipocloritul de calciu îndepărtează cel mai bine urmele și mirosul de cadavru în putrefacție de pe mâini. Prin urmare, a recomandat studenților înainte de a intra în contact cu mamele care urmau să nască sau cu bebelușii să își spele bine mâinile cu această substanță. Rata mortalității a scăzut cu 90% în prima clinică și la fel s-a întâmplat după ce s-a introdus aceeași practică și la cea de-a doua clinică. Drept urmare acestei descoperiri, Semmelweis a fost obligat să demisioneze, ridiculizat de comunitatea științifică și obligat să părăsească Viena, fiind acuzat că este adeptul teoriei microbilor. A suferit căderi nervoase și depresie, fiind exclus practic din comunitatea științifică. A murit la vârsta de 47 de ani, în condiții care nu sunt pe deplin elucidate. O altă conspirație ar fi că cetățenii care primesc să-și implanteze un chip sub piele vor putea fi urmăriți din satelit. În anii 90, în ziarul Detroit Free Press, s-a scris despre un articol al publicației Relevance, fiind oferit ca unul dintre cele mai clare exemple de teoria conspirației. Era vorba despre medicul Philip O'Halloran, omul din spatele publicației, care a scris într-un număr despre biocipurile implantate sub piele următoarele. Vor emite unde radio FM de joasă frecvență care pot parcurge distanțe mari până la câțiva kilometri, inclusiv până în spațiu, adică până la un satelit orbital, iar transmiterea va putea furniza informații cu privire la locația exactă a cipatului. Un an mai târziu, un psiholog scria revoltat într-un ziar din New York că profesioniștii din domeniul sănătății mintale, care ar auzi pe cineva descriind cele propuse de O'Halloran, ar putea pune diagnosticul că persoana respectivă suferea de o tulburare paranoidă severă. Doar 3 ani mai târziu, în anul 1998, lui Kevin Warwick, un profesor de cibernetică de la Universitatea Reading din Anglia, i-a fost implantat primul chip uman, care, potrivit unui articol din gazeta Independent UK, emitea un semnal unic de identificare pe care un computer îl poate recunoaște pentru a opera diferite dispozitive electronice, precum lumina din cameră, încuietorii ale ușilor sau ascensoare. Această afirmație din 1998 era încă departe de ceea ce propunea O'Halloran, dar în 2018, publicația The Atlantic a raportat că un grup de cercetători lucrează la fabricarea unor chipuri cu GPS care vor fi folosite pentru urmărirea persoanelor cu demență. O conspirație și mai cunoscută este cea care se referă la controlul minții umane și proiectul MK-Ultra. În cercurile antisistem mai este cunoscut că o persoană poate fi programată, dresată să facă o serie de acte pe care nu le-ar putea comite în condiții normale. Persoanele care se autodefinesc ca antisistem pun chiar o serie de asasinate sau acte reprobabile comise de unele persoane pe seama controlului sub care un om se poate afla.
Guvernele lumii, conform acestei teorii conspiraționiste, doresc să fie capabile să își reprogrameze cetățenii. În 1974, New York Times a început să publice o serie de articole despre faptul că CIA avea un program secret de supraveghere a populației americane. Problema principală fiind că CIA nu avea atribuții în acest domeniu, iar Senatul nu aprobase nimic. Atunci a fost înființat Charge Committee, un organism creat pentru a cerceta abuzurile comise de CIA și care va purta numele președintelui acestei comisii. Proiectul MK-Ultra, numit și Programul de Control al Minții al CIA, este un nume de cod dat unui program de experimente pe subiecți umani, experimente care au fost proiectate și întreprinse de Agenția Centrală de Informații din Statele Unite, multe fiind ilegale. Tehnicile includeau administrarea sub acoperire a dozelor mari de droguri psihoactive, în special LSD, și altor substanțe chimice, electroșocuri, hipnoză, deprivare senzorială, izolare, abuz verbal și sexual, precum și alte forme de tortură. Proiectul MK-Ultra a fost aplicat în peste 80 de instituții, inclusiv colegii și universități, spitale, închisori și companii farmaceutice. Scopul principal a fost găsirea unor metode de control al minții umane. În URSS, istoria programului de control al minții din Rusia a fost expusă în 2013, când un raport al lui Serge Kernbach de la Centrul de Cercetări pentru Robotica Avansată și Științe ale Mediului din Stuttgart, Germania, a devenit viral. Raportul lui Kernbach se bazează în principal pe publicații științifice rusești, articole și documente declasificate care descriu cercetarea și ce a implicat aceasta. Sovieticii au experimentat toate tehnicile folosite și de americani, cu diferența că ei au fost extrem de interesați de efectul Aharonov-Bohm. Efectul Aharonov-Bohm este un fenomen mecanic cuantic în care o particulă încărcată electric este afectată de un potențial electromagnetic chiar și atunci când acesta este limitat la o regiune în afara căreia intensitatea câmpului magnetic este zero, încălcând principiul localității. În fizică, principiul localității afirmă că un obiect este influențat direct numai de împrejurimile sale imediate. În experimentul Aharonov-Bohm, niște particule încărcate electric par a ști când un câmp electromagnetic este activ în interiorul unui tub care izolează respectivul câmp electromagnetic. Nu se cunoaște ce legătură au găsit sovieticii între efectul Aharonov-Bohm și controlarea psihicului uman. Experimentele sovietice de controlul minții umane ar fi costat în jur de $1 miliard americani. În România, una din teoriile referitoare la infamul experiment Pitești ar fi fost reprogramarea unor tineri intelectuali încât să ajungă să facă acte abominabile ordonate de regimul bolșevic. Experimentul închisorii Stanford și experimentul Milgram sunt două experimente care și-au dorit să explice cum au fost capabile anumite fapte monstruoase din istoria umanității. În primul experiment, în cadrul unei aripi în renovarea Universității Stanford, a fost creată o închisoare falsă, după care un număr de studenți care s-au oferit voluntari au fost împărțiți în deținuți și gardieni. Gardienii au primit obiecte care să simbolizeze puterea, bastoane de poliție, uniforme, ochelarii de soare, iar deținuții au fost îmbrăcați într-o cămașă de noapte și au avut un lanț la un picior care să simbolizeze lipsa de libertate. Rezultatele au fost uluitoare, gardienii au început să se comporte precum niște gardieni autentici și chiar să comită abuzuri, iar deținuții au devenit frustrați și complexați și se comportau ca atare. În experimentul Milgram s-a sugerat că se urmărește motivarea învățării prin inducerea durerii. Un actor care se plângea de dureri de inimă era conectat la niște fire, iar subiecții erau rugați de un așa zis doctor într-un halat alb să administreze șocuri electrice ce creșteau în intensitate când respectivul nu reținea corect un șir de cuvinte. Majoritatea subiecților au mers până în a administra șocuri electrice mortale și unii au continuat să prăjească actorul chiar și după ce acesta mimase decesul.
totul la indicațiile unui domn într-un halat alb. O altă conspirație vorbește despre arme care pot provoca infarctul. O altă conspirație care se dovedește a fi totuși adevărată se referă la arme care pot provoca infarctul. Una din teoriile conspiraționiste care a făcut și încă mai face multă vâlvă în cercurile militanților antisistem este folosirea unor arme care pot provoca, cum spuneam, infarctul. Numeroși patrioți au murit peste tot în lume de infarct sau de atac cerebral în momente total nepotrivite, lăsând în urmă o mulțime de întrebări. Totuși, câteva arme care pot provoca o moarte fără urme, cauzând infarctul, sunt cunoscute că există. Pistolul infarct CIA. Informații despre această armă provin dintr-o audiere ținută de Senatul American în 1975 a Comisiei Charge Committee. Arma a fost prezentată comisiei și apare și într-un clip video al audierii. Este vorba de un pistol care funcționează cu curent electric, fiind capabil să tragă un mic proiectil până la distanța de 100 de metri. Proiectilul se dizolvă integral în corp și eliberează o toxină care cauzează victimei infarct. În urma sa, arma nu lasă decât o mică înțepătură, iar victima poate chiar în funcție de proiectil să nu simtă nimic. Spray-ul ucigaș. În 1961, un spion KGB pe nume Bogdan Stashinsky avea să fugă din Berlinul de Est în Berlinul de Vest cu soția sa germană și să aducă informații despre o armă teribilă pe care chiar el o folosise pentru asasinarea doi dizidenți. Era vorba despre un spray letal care trebuia doar pulverizat în direcția victimei, iar vaporii emanați o ucideau într-un timp foarte scurt. Umbrela bulgărească este o umbrelă care ascunde un mecanism pneumatic ce trage o mică bilă care conține ricin concentrat. Are o tijă scobită în care se așează o bilă cu niște orificii în care se află o travă. O astfel de umbrelă a fost folosită pentru asasinarea scriitorului bulgar dizident Georgi Markov pe podul Londrei în 7 septembrie 1978. Acesta a murit câteva zile mai târziu. În acest mod, dispozitivul ucigaș și-a căpătat numele de umbrela bulgărească. Un alt exemplu de conspirații dovedite adevărate este operațiunea Mockingbird. Adepții teoriilor conspiraționiste continuă să afirme că nu putem avea încredere în presa mainstream, deoarece jurnaliștii acestui tip de presă, denumită la noi și națională, nu au cum să rămână independenți. Dacă la noi ar fi de ajuns să menționăm numele lui Robert Turcescu, care s-a autodeconspirat, fost agent secret, la case mai mari lucrurile sunt mai complexe. În Statele Unite însă funcționează libertatea de exprimare și așa aflăm din când în când câte ceva. Operațiunea Mockingbird a fost un program al Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite ale Americii, CIA, care a început în primii ani ai războiului rece și care a încercat să manipuleze populația prin mass media în scopuri propagandistice. Potrivit autorului Deborah Davis, operațiunea Mockingbird a recrutat principalii jurnaliști americani într-o rețea de propagandă. Sprijinul CIA pentru grupurile de jurnaliști, dar și de activiști civici, a fost deconspirat atunci când un articol din revista Ramparts din 1967 a dezvăluit că Asociația Națională a Studenților din SUA a primit finanțare de la CIA. În 1975, investigațiile Charge Committee au arătat legăturile agenției CIA cu jurnaliști și grupuri civice. De-a lungul timpului și alte dovezi au întărit ideea că Statele Unite au în continuare un program de manipulare a opiniei publice pe care îl activează în anumite situații. O altă conspirație dovedită adevărată se referă la activitatea online urmărită de guverne. Conform unui raport publicat de Electronic Frontier Foundation, EFF, o organizație non-profit majoră care apără libertățile civile în lumea digitală, Guvernul Statelor Unite accesează datele utilizatorilor unor platforme publice și aplicații. În 2016, guvernul SUA a trimis către Facebook cel puțin 49.868 de cereri pentru a accesa date despre utilizatori.
În aceeași perioadă de timp a mai trimis 27.850 de solicitări către Google și 9.076 către Apple. O conspirație recentă, printre cele mai dezbătute, face referire la vreme, care a fost militarizată, iar guvernele lumii duc un război meteorologic. Dar se pare că și asta este adevărat. Faptul că statele puternice duc un război meteorologic încă este considerat de mulți o banală teorie a conspirației. Totuși, numeroase informații au ieșit la iveală în a doua jumătate a secolului 20, care transformă aceste conspirații într-un fapt istoric. În anii 1950, în Statele Unite, controlul vremii a fost un subiect major de discuții. Au existat atât audieri în Congres, cât și articole în principalele publicații care investigau dacă acest lucru ar putea fi posibil și dacă există un program în acest sens. În 1963, Fidel Castro a acuzat oficial Statele Unite că au dirijat uraganul Flora, care a ucis cel puțin 1000 de oameni în Cuba. Iar potrivit unui articol dintr-un număr din 1958 din revista Popular Science, oamenii de știință americani se temeau că rușii ar putea fi în fața noastră în ceea ce privește controlul vremii. Și Rusia poate controla vremea. În 2010, BBC publica un articol intitulat Rusia apelează la controlul vremii. Articolul pornește de la faptul că niciodată în istoria recentă a Rusiei, parada militară dedicată Zilei Naționale nu a fost perturbată de vreme rea. Articolul discuta în cel mai științific mod cu putință despre impactul pe care îl are asupra mediului, faptul că Rusia își poate controla vremea și că poate să trimită zăpada departe de Moscova. Ar mai fi de menționat faptul că în timpul războiului împotriva fostei Iugoslavii, SUA nu a putut să-și folosească pe deplin sistemul de rachete ghidate cu laser din cauza condițiilor meteorologice precare care au durat aproape pe întreaga perioadă a conflictului. Și Statele Unite recunosc că s-au folosit de vreme în război. În timpul războiului din Vietnam începuseră să apară numeroase zvonuri despre influențarea vremii de către Statele Unite în acest război. Un articol publicat în revista Science din 1972 spunea: în ultimul an, zvonurile și speculațiile, alături de dovezi ocazionale și circumstanțiale, s-au acumulat la Washington în sensul că armata a încercat să crească precipitațiile în Indochina pentru a împiedica infiltrarea inamicului în Vietnamul de Sud. Dar secretarul apărării lui Nixon, Melvin Laird, a răspuns categoric unui senator: nu ne-am angajat niciodată în acest tip de activitate în Vietnamul de Nord. Cum era normal, toată lumea a observat că Statele Unite nu au negat că ar avea un asemenea program sau că ar fi fost folosită vremea în Laos, Cambodgia ori Vietnamul de Sud. Adevărul a ieșit la suprafață. Într-o audiere a Senatului, Dennis G. Dulin, secretarul adjunct al apărării, și locotenent colonel Ed Soyster din armata americană, reprezentând șefii de stat major, au declarat sub Comitetului Senatorial pentru Relații Externe că în acea perioadă au avut loc 2602 misiuni de presărare a norilor, misiuni efectuate dintr-o bază a forțelor aeriene din Thailanda. În aceste misiuni s-a aruncat peste nori un total de 47.409 canistre de iodură de argint sau iodură de plumb, care au produs ploaie peste Vietnamul de Nord, Vietnamul de Sud, Cambodgia și Laos, începând cu data de 20 martie 1967. Într-o scrisoare publicată de Comitetul Senatorial pentru Relații Externe în ianuarie 1974, fostul secretar al apărării Laird și-a cerut scuze pentru negarea sa categorică din 1972. Tocmai am fost informat, a scris Laird, că astfel de activități s-au desfășurat în Vietnamul de Nord în 1967 și din nou în 1968. Prieteni, mai sunt și alte conspirații dovedite a fi adevărate de-a lungul istoriei, însă mă opresc aici și îmi iau la revedere de la voi, nu înainte de a vă mulțumi pentru atenție. Până data viitoare, numai bine vă doresc, pe curând!